aici, suntem în pădurea Comorova, singura pădure costieră de pe litoralul românesc. Drumul ăsta acum o lună nu era. Au defrișat, au lucrat într-o lună până au ras totul, au pietruit, au nivelat și probabil că o să vină cu asfalt. Pădurea Comorova a fost printr-un HCL introdusă în domeniul privat, în proprietatea privată a municipiului Mangalia. Funcționarii statului vând terenurile statului și implicit pădurea, o pădure făcută de regele Carol la sfârșitul anilor 1890 ca barieră împotriva deșertificării. Nu poți să dai autorizații de construire peste tot, indiferent cât de mult va trebui să muncim și să mergem și să-i convingem pe oameni că nu se poate! Nu se poate să faci jaf doar fiindcă ești într-o poziție publică! Viteza cu care investitorii imobiliari își creează căi de acces către viitoarele apart-hoteluri, proprietăți private, este uimitoare! Te vor fi betoane, fix cum sunt vis-a-vis, fix cum sunt un pic mai încolo, peste tot vor fi betoane, betoane. Deci, luați-vă un pic imaginea din Mamaia și Năvodari și transpuneți-o fix aici, fiindcă va fi 1:1 la fel ca acolo. De cetățeni ai Mangaliei au semnat pentru ca această pădure să fie salvată. În momentul în care USR va veni în Consiliul Local, primul proiect de HCL va fi această inițiativă cetățenească, de care Consiliul Local Mangalia, primarul Radu Cristian, își bate joc.